nici măcar nu cred că ne ajunge la toți. Exact. Asta o să-l pun în frigider. Perfect. Deci, unul din torturile astea. Ăsta parcă e totul cu căpșuni. De fapt, ăsta cred că e cel mai bun. Că îi plac căpșunile lui tatăl tău. Ăsta, nu? Ăsta arată bine. Dar asta parcă e prea... Aici parcă sunt prea multe căpșuni, doar prăjiturile să fie cu căpșuni. Deci astea nu sunt bune. Ok, deci ăsta e bun. Bun. Cine a mâncat tortul? Bine, mă rog, îl luăm din nou. Ok, perfect. Hai să mergem. Uite, deci astea sunt prăjiturile. Ne-am băgat din nou. Cât e ceasul? 9:30. În 10 minute se scoală tata. Ce? Nu, jumătate de oră. Ah, da, am greșit. Trebuie să facem și cafeaua de dimineață și să ne schimbăm hainele. Și să-l trezim și pe fratele tău. În jumătate de oră. Ok, bun. Adu tava aia. Și vezi să nu mănânci tortul. Perfect. Acum hai să mergem să ne schimbăm. Ok. Cât mai durează? Acum am ajuns. Pop! În liniște! M-a dus să mă schimb. Apropo, unde sunt ochelarii noștri? Cred că mi-am uitat la baie. Da, aici sunt. Of, 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 of. Hai că schimbă-te tu prima. La mami nu știu cu ce să mă îmbrac. Cu asta? Nu. Cu asta? Asta? Arată drăguță, dar... Asta... Și asta arată drăguță. Și asta arată fain. Mami, aș vrea vreo rochie sau fustă. Asta. Ok. Hai să mergem. Să mă schimb și eu. Scoală-l pe fratele tău. Și dă-i hainele ca lumea. Dă-i-le pe ale albastre. Ok. Hai, frate, trezia. Trezia? N-am auzit de cuvântul ăsta. Trezirea. Așa mai vii de acasă. Of, ce enervant ești. Nu vă certați, iar. Bine, bine. Ce mă enervează când trebuie să pun de 7 milioane de ori hainele alea? Sunt gata, ce facem? E ziua lui tatăl tău. A, da. Doamne, și uitat. Asta arată perfect. O, trebuie să mă dau un pic ruj. Of. Far nu prea trebuie. Când coboară tatăl vostru la bucătărie, pregătim tortul, cântăm mulți ani trăiască, ați înțeles? Da. Am ajuns, mami. Acum, gata. Yay!
Hai, tu stai la desene. Oh, îmi plac desenele astea, mami. Ce plictisitoare sunt. Chestia asta nu mai trebuie să stea aici. Am să pun aici sus. Ce s-aude, mami? Nimic important. Bine. Să punem ambele deodată. Ce faci acolo, mami? A, nimic important. Bine. Perfect, să pregătesc tortul. Stai să închid lumânarea. Dragă, tu îi ții chestia asta. Asta e a mea. Da, știu. Du-te și pune-ți pahar de suc. Dă-i și lui fratele tău un pahar de suc și pune eu cafea lui Tactu. Bine, bine. Unde e cana mea preferată? Uite. Unde e limonada? A, asta e statul să faci. Da, am făcut limonada roz. Bine. Asta e cafeaua lui tata. Cana lui tata norocoasă. Upsi. Mami, de unde puneam cafea? Aici o voi întâi. Asta e cafeaua. Perfect. Stai că frătul are. Am adus. Ok, bine că ai adus. Atât a zici, serios? Ce vrei să zic? Altceva. Măcar mulțumesc. Ce se aude. Mă rog, da? Nu cred că avem nevoie de atâtea biberonuri. O să-l păstrăm doar pe asta și vom pune sticlele în loc. Hai că mai păstrăm unul roz deschis. Că vreau apă rece. A, de aia să le punem la rece. Exact! Ce s-a întâmplat, mama? Nimic! Nimic important de văzut aici. Ok, bun. Gata, ai pus cafeaua? Nu, acum. Gata, i-am pus-o. Bine, bravo. Mami. Ok, deci asta e cafeaua ta. Am uitat să-i pun limonadă. Eu nu vreau limonadă, doar voi.